Salutare, eram în sufragerie cu Ghiță și îi spun: Ghiță, să-ți povestești ce am pățit ieri cu nevastă mea, mă. Că știi că s-a întors. E, dar ce ai mai pățit, mă, frate? Păi fii atent, frate, m-am dus ieri la aeroport să o aștept, că se întorcea după o vacanță de 3 luni la Sorsa în America. Am avut noroc, totul a decurs normal, avionul nu a avut întârzieri și iată-ne în parcarea aeroportului spunându-i: mașina este aici, draga mea. Ne urcăm în mașină și pornim spre casă, în timp ce ea îmi povestea cât de bine s-a simțit și s-a distrat ea la sora ei în America. În fine, ajungem în fața blocului, parchez mașina, ne dăm jos, ajungem la bloc, îi deschid ușa galant și îi spun: după tine, draga mea. Și intrăm în bloc. Cum liftul nu funcționa, a trebuit să urcăm pe scări, ea în față, iar eu în spatele ei, constatând următorul lucru: draga mea, dar te-ai îngrășat, văd că ai făcut un fund cât o mașină de spălat. La care ea nu zice nimic și continuă să urce scările. Într-un final ajungem la apartament, intrăm, eu mă așez comod pe canapea și citeam ziarul, iar ea îmi spune: dragul meu, merg să mă schimb și să pregătesc masa. La un moment dat mă strigă: dragul meu, masa este gata, te aștept. Și bineînțeles că o iau spre bucătărie, ajungând constat cu stupoare că pe masă mă așteptau niște burgeri. Zic, dar ce e asta? Burgeri cu cartofi prăjiți? Acum înțeleg de ce ai făcut fundul așa de mare. Ea nu răspunde și la un moment dat îmi spune: eu mă duc să fac un duș și mă bag în pat. Și a plecat, lăsându-mă în bucătărie să mănânc burgerii și cartofii prăjiți pe care mi-i pregătise. La un moment dat mă duc bucuros în dormitor și îi spun: draga mea, am chef de o partidă. La care ea îmi răspunde: dragul meu, pentru o cârpă atât de mică nu dau drumul la mașina de spălat, spală și tu la mână. Am rămas blocat, zic, ce? Cum? La care Ghiță zice: ha, 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 ai furat-o rău, frate. Auzi? Și ce ai făcut? Ai spălat de mână?